Dacă vrei să construiești un business, dacă vrei să duci ferma la un nivel superior de dezvoltare, este foarte important să ai atenția distribuită pe două aspecte. Skillurile soft și skillurile hard. Este foarte important să înțelegi și cum se comunică și care sunt lucrurile pe care le faci în fermă, dar este în aceeași măsură foarte important să înțelegi și ce trebuie pentru managementul business-ului. Cred cu tărie că înscrierea într-un astfel de program aduce beneficii substanțiale, pentru că ceea ce se întâmplă în trainingurile pe care le vei întâlni aici te va ajuta să te dezvolți pe ambele paliere, atât pe skillurile de comunicare din interiorul fermei, cât mai ales poate pe skillurile de business, care sunt absolut necesare.